Bun găsit, dragi telespectatori! Din nou vă spun la emisiunea Pagini de Lumină. Sunt Narcisa Ispas, gazda dumneavoastră. Astăzi, în această seară, de fapt, vom discuta despre har, speranță și veghere. Alături de mine, în platou, se află Borni Laszlo, teolog. Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Mulțumesc! Și Alin Ispas, bine ai venit, tot teolog. Bine v-am găsit! Sper că astăzi vom reuși să atingem niște puncte foarte importante. Îndemnurile Apostolului Petru, care ne ajută să înțelegem cum să ducem această viață în așa fel încât să fim oameni de calitate, oameni deosebiți în această lume și să ne aducem aportul în mod frumos. Săptămâna trecută am povestit despre Sfântul Apostol Petru, de unde a plecat el, despre metamorfozarea lui, cum dintr-un om impulsiv, plin de frici, de resentimente, o atitudine nepotrivită, plin de dorința de a ieși în evidență. Era primul care voia să ia cuvântul, poate că nu totdeauna era pregătit să facă acest lucru. Cum acest om s-a transformat într-un om cu totul altcumva? Acest om extraordinar, pe care și astăzi îl onorăm, ne-a lăsat în Sfânta Scriptură mai multe îndemnuri în cele două cărți ale sale. Întâia epistolă a sa, a lui Petru, și a doua. Aș vrea să încep cu gândul acesta. Petru ne spune că omul credincios așteaptă cu bucurie onoarea din partea cerului, din partea lui Iisus Hristos. Și această așteptare uneori poate implica și durere. Care este oferta pe care Dumnezeu o face oamenilor și de ce este ea cea mai bună? În primul rând trebuie să sublinăm câteva aspecte în ce privește mesajul lui Petru din cele două epistole, în mod special capitolul 1 din prima sa epistolă sau din prima sa scrisoare, și să identificăm și contextul în care se aflau cititorii lui. Vorbim despre primul secol, al doilea secol. Și știm că în această perioadă ne aflăm într-o perioadă problematică, grea, pentru creștinii de atunci. Vrei să vorbești puțin despre contextul istoric, ce se întâmpla cu Israelul de atunci? În primul rând, vorbim despre nașterea bisericii creștine. Iisus, ucenicii și apoi cei care au urmat ucenicilor. Și în primele secole au fost persecuțiile împotriva creștinilor pe care le cunoaștem toți. Nero, Traian, Domitian și așa mai departe. Petru scrie unor oameni care sunt sub persecuție și le vorbește despre aceste lucruri. Ei, când au citit acolo despre foc, despre lucruri grozave și rele care se pot întâmpla, au înțeles contextul. Acum mai trebuie menționat un lucru, pentru că ai amintit de Israel și de poporul evreu. Se pare că primele persecuții sau primele împotriviri pe care le-au avut creștinii sau urmașii lui Iisus Hristos au fost din partea evreilor. Extraordinar. Cum adică? Tocmai evreii care, da, în poporul acesta în care se născuse Mântuitorul, să renege pe creștini, pe cei care îl urmau, pe marele lor maestru? Domnul Iisus chiar le-a spus ucenicilor și când citesc ceea ce Petru spune, văd un om care a fost foarte atent la cuvintele lui Iisus, chiar dacă de multe ori a avut el părerea lui și a încercat să-și o impună, dar a fost atent. Iisus le-a spus: băieți, dacă mie mi-au făcut treburile acestea, dar cum se vor purta cu voi? Dacă pe mine, uite, mă vor omorâ, dacă pe mine unul dintre voi mă va vinde, cu voi, cum credeți că se vor purta? Adică din pricina numelui meu, voi veți avea multe de suferit. Și Petru a băgat la cap toate chestiunile acestea, iar în momentul când s-au aflat în situația asta, Petru le spune: veți trece prin tot felul de lucruri, dar voi țineți cont că la un moment dat toate lucrurile se vor sfârși și atunci se va vedea răsplata voastră. Se vor vedea lucrurile pentru care voi ați stat drept. Tot ce se întâmplă negativ și pozitiv, în egală măsură, este temporar pe acest pământ. Absolut. Un aspect foarte important de reținut. Totuși vreau să mă întorc și să te întreb. De ce este speranța creștină una de dorit și de ce am acceptat-o noi? De ce ne-am însușit eu? Înainte ca să auzim de partea cu speranța, trebuie să spunem că religia creștină este singura în care se vorbește despre un zeu care s-a metamorfozat și nu doar că s-a metamorfozat și a trăit printre oameni o bucată de vreme, dar a și suferit
toate relele pe care oamenii le-au făcut și n-a spus nimic, nu a comentat nimic, nu și-a arătat puterile de zeu și nu le-a zis, lasă-mă că vă distrug eu. Acum voi îmi faceți, eu văd cum vă comportați, cum era mai de mult în povești de leul, regele animalelor, se deghiza și mergea printre animale și se purta și apoi mai târziu îi sfâșia. Nu. Și apoi este singurul zeu care vine, locuiește printre oameni, moare pentru oameni, omorât de oameni și mai observăm un lucru. În momentul când Lazar a murit, Iisus este singurul zeu care plânge la mormântul cuiva. N-am citit despre nimeni un asemenea lucru. Acesta este zeul, dacă mi se permite să folosesc cuvântul acesta, zeul religiei creștine. În celelalte religii lucrurile stau puțin diferit. Iar acesta care a venit, a murit pentru noi, a suferit și a spus anumite lucruri și a și înviat, ne spune, eu am învins toate lucrurile, am biruit lumea, am biruit moartea, această biruință vă dau și vouă. Voi, și acesta este un cuvânt de ordine pe care Iisus îl spune ucenicilor, voi să răbdați până la capăt. Vor fi și îi avertizează. Băieți, dacă vreți să mă urmați pe mine, să știți că nu va fi ușor. Eu n-am întâlnit niciun alt zeu sau alt proroc care să zică, vezi, dacă vii după mine o să fie greu. Nu! O să fie frumos, o să fie lumină, o să fie... ai nevoie de bani, uite, se rezolvă și cu banii, ai nevoie să se rezolvă și cu asta. Ai niște probleme, se rezolvă, nu-i problemă. Nu, Iisus spune, dacă mă urmați din pricina mea, voi o să aveți probleme. Și nu doar cu cei din afara contextului bisericesc, ci inclusiv cu cei din casa voastră și inclusiv cu cei din biserică și așa mai departe, din cauza mea. Și tu vrei să ne transmiți că această speranță creștină este de dorit. Pentru că Dumnezeul care i-a dat viață speranței este unul care se implică în viața omului, spre deosebire de celelalte, să zic, religii ale lumii, unde zeilor nu se implică, nu le pasă, iar acesta a fost foarte tangibil. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, a murit, s-a întristat pentru noi și mai mult de atât, ne-a promis biruință. Așa cum El a biruit, ne-a promis și nouă biruință, indiferent de greutățile pe care va trebui să le îndurăm, despre care noi am fost avertizați. Așa este. Deci El ne spune nouă, o să fie greu, eu o să fiu cu voi și la sfârșit o să fie bine. Dar e interesant modul în care Dumnezeu, prin Iisus Hristos ne spune lucrurile acestea, și anume, mai întâi a venit, a trăit printre noi și a făcut câteva lucruri. Da. În celelalte religii, de fiecare dată zeul cere ceva ca el să facă ceva. Îi aduce o jertfă, îi aduce un anumit mod de a te închina, ce știu ce alte lucruri faci pentru zeu ca zeul să-ți dea. E, aici lucrurile se schimbă. Zeul a venit, a făcut o grămadă de lucruri, ne-a spus, băieți, acum eu am făcut lucrurile astea, dacă voi vreți să veniți după mine și să credeți lucrurile pe care eu vi le-am făcut și să le luați de bune, să știți că va fi greu, nu o să fie ușor. Dar cine rabdă până la sfârșit, merită. Și asta este speranța în care, pe care noi nu doar că o credem și o acceptăm, dar încercăm să ne o însușim zi de zi. Foarte frumos. Aici aș adăuga ceva, dacă mi se permite. Mi se pare foarte semnificativ că religia creștină organizată începe cu persecuția. Vezi, toți oamenii pot să mai inventeze câte ceva. Și de regulă, invențiile nu atrag neapărat supărare la început. Nici Galileo Galilei, cât zicem noi că a fost persecutat de Biserica Catolică, la început n-a fost băgat în seamă. Dom'le, ucenicii ăștia și biserica asta a reușit performanța ca în doar câțiva ani să pună pe jar o întreagă țară și un întreg imperiu, că nu exagerăm. Romanii chiar au căutat compromis și până la urmă l-au găsit. Constantin și Elena și așa. Mi se pare relevant faptul că primul capitol și primul, să zic așa, primul, cel mai preeminent dintre ucenici, încep cu și argumentează că, de fapt, începutul este debusolant. Chiar Domnul Hristos a spus, vrei să mă urmezi? Bine, urmează-mă, dar hai să vezi. Vulpile nu au, adică au, dar tu nu o să ai, și așa mai departe. Da. Așa că aici aș vedea un test, zic eu. Dacă ceea ce începi e ușor și agreat și apreciat, imediat ai like-uri, ești pe un drum greșit. Popularitatea
oricând ne-ar plăcea nouă de mult, în timpul ăsta al social media și al aprobării și al acceptării și al ridicării eu-ului, crede în tine și eu, e ok, suntem cu tine, să nu jignim pe nimeni, postmodernismul, e, asta e un pericol. Nu a fost așa. Deci, practic, dacă tu nu deranjezi pe nimeni, nu că vrei tu, că ești tu, înseamnă că ai o problemă. Dacă tu ești bine cu toată lumea și n-ai o poziție. Aici aș vedea un punct. Aș vrea să introduc, tu ai punctat un aspect pe care, de care eu mă folosesc ca să introduc o altă idee foarte importantă. Versetul 8 din 1 Petru 1 vorbește despre dragostea față de cineva pe care nu ai văzut niciodată. Au fost ucenici după moartea și învierea și înălțarea Mântuitorului, care l-au urmat fără să-l fi cunoscut. Pe ei parcă îi înțelegem, au trăit oarecum în acea perioadă în care erau prezenți încă apostolii. Dar noi, cei de astăzi, cum putem să iubim pe cineva pe care nu l-am văzut niciodată? Pentru că Biblia prezintă această dragoste ca fiind posibilă, reală. Absolut. Și în prima fază când citezi sau când ți se spune, zici, asta o fi ceva așa mistic sau sub ce formă vine la noi. Acum, în prima fază, se poate să ai o afecțiune față de cineva pe care nu-l vezi fizic. Adică și orbii se îndrăgostesc și nu văd. Bine, am putea spune ei simt, te ating și mai departe, dar nu văd, dacă vorbim strict despre a vedea. Dar mai sunt și alte lucruri destul de interesante pe planeta noastră. Veneam la un moment dat din Sighișoara spre București cu trenul și în compartimentul meu erau mai mulți tineri. Și fiind cam de aceeași vârstă toți, am început să povestim verzi și uscate. La un moment dat, una dintre fete începe și ne povestește relația ei pe care o are cu un băiat. Și ne povestește, păi și îți vinea să te duci să le faci o poză, atât de frumos era tot ce îți povestea. Și nu știu de ce mi-a venit mie să întreb, zic, dar el de unde-i? Ca să nu ne-a spus, din Danemarca. Și zic, deci voi sunteți împreună de 5 ani și în 5 ani v-ați văzut de câte ori? Nu ne-am văzut deloc. Doar așa, pe internet povestim. Și descria o relație fantastică. Deci există și situații în care omul are afecțiune, se îndrăgostește, manifestă dragoste, dacă putem spune, față de cineva pe care nu-l vede, nu-l atinge, e doar o imagine undeva, nici ea nu știe dacă e chiar așa sau nu e așa. Că deci omul este capabil să iubească o persoană pe care nu o vede. Aici este un amănunt și anume. De ce îl iubeau? E o întrebare. Creștinii cărora li se adresează el din localitățile astea sau locațiile astea, locurile astea mai bine zis, de ce îl iubeau pe Iisus? Păi eu cred că în timp ce nu l-au văzut, pe de o parte, totuși au văzut și au simțit influența lui în persoanele care le-au vorbit despre Iisus. Deci s-a transmis o afecțiune față de Iisus și față de lucrarea sa, de la om la om. Și aici este cheia. Știi ce îmi place? Aici cred că a fost foarte indirectă, dar foarte palpabilă indirectă, prin transformarea pentru că Apostolul Pavel, celor care vorbeau cu ei. Vorbește despre această transformare și zice Hristos în voi, nădejdea slavei. Uh-huh. Adică eu pot să-L văd pe bolnii și să iubesc pe Domnul Iisus văzându-L pe El. Sau să-L urăsc. Consider că dacă Dumnezeu este ca mine, nu vreau să am de-a face cu El. Și câți copii n-au făcut așa? Câți filozofi germani care au crescut în case de teologi n-au ajuns atei. Corect. Pentru că au văzut o religie a iadului, a fricii, a terorii, a unui Dumnezeu atemporal, vorbeam de filozofia platonică. Uh-huh. Așa că e posibil să-l iubești pe cineva sus la nivelul ăsta, pe care nu-l vezi, din om în om, din aproape în aproape. Mă gândesc eu. Este. Și mi-a vrea să subliniez un lucru legat de ce spuneai. Am vorbit într-o ocazie precedentă despre Petru. Petru era din Galileea și se știe că cei de acolo aveau un vocabular tare spurcat, ăsta e cuvântul. Uh-huh. Și în momentul când cineva îi spune lui Petru, da, și vorba te dă de gol că ai fost cu el, el începe să se jure și să vorbească din nou urât. Ca să se potrivească locației de unde provenea. Exact. Când vorbim despre creștini, în fapte ni se spune că cei care urmau pe Iisus, ucenicii, și ucenicii ucenicilor au fost numiți
creștini. De ce? Pentru că ei semănau cu Hristos. Și atunci oamenii au zis, stai un puțin, se poate, adică în oamenii aceștia s-a produs o schimbare. Ia să încerc și eu. De asta și spune la un moment dat Biblia, gustați și vedeți cum e Domnul. Până nu încerci, nu poți să vezi. Atunci se produc niște schimbări în viața ta și mai este un lucru. Noi vorbim și credem într-un Dumnezeu care e adevărat, nu-l vedem fizic și nu-l atingem așa cum atingem masa și anumite obiecte, dar el este prezent cu noi prin faptul că ne dă viață, avem sănătate cât de cât, vedem, ne mișcăm mâinile și degetele, adică sunt niște lucruri care nu țin de noi. Și întrebarea pe care ți-o pui, dacă ești sincer cu tine, de unde vine astea? Că nu e un normal. Atunci, poate că nu-L vezi pe Dumnezeu, dar vezi efectele, vezi anumite lucrări și zici, da, uite. Și aici aș vrea să adaug, firul logic, mă uitam în timp ce Bonnie vorbea, te-am auzit, nu înseamnă că nu te-am ascultat, se continuă și se compară cu experiența prorocilor. Deci, practic, avem persoana lui Iisus și avem așa, după Iisus și înainte de Iisus. Acum, eu vă întreb, noi trăim după Iisus și ne plângem și zicem, mai, nu pot eu să cred în El, dacă era. Dar ce e mai greu? Să crezi înainte să se întâmple sau după ce să se întâmple? Păi eu cred că e mai greu să crezi înainte. Și vorbește despre proroci, care zice că ei vorbeau și credeau și ei. Dar atenție, de ce au fost ei capabili să creadă în Iisus, deși nu l-au văzut încă? Păi spune aici, lor le-a fost descoperit. Eu cred în timp ce prorocia și darul profeției este într-adevăr descoperit și dat de Dumnezeu, eu cred că totuși asta se poate aplica la orice om. Și anume, nu poți să-L iubești pe Iisus dacă nu ți este dat, nu ți este descoperit. Adică este o chemare pe care ți se face în sufletul tău, în viața ta istorică și la care dacă tu răspunzi pozitiv, prin credință, față de acea mică lumină pe care ai avut-o, vei putea să ajungi să crezi și nici tu nu-ți dai seama. Dom'le, cum pot eu să cred în Dumnezeu fără să-L văd? Fantastic ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Corect. Foarte frumos. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Scuză-mă, Bolnie, dar cred că sunt atâtea lucruri importante de discutat încât vreau neapărat să înaintez. Sigur. După ce L-am cunoscut pe Dumnezeu într-un mod pe care Dumnezeu L-a găsit de bine să ni se descopere, El spune mai departe, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în har. Haideți să traducem puțin lucrurile acestea, pentru că eu, ceea ce spune Petru, eu le consider extrem de actuale. Astea nu sunt niște gânduri transmise către niște oameni de acum 2000 de ani. Sunt gânduri transmise către mine și către tine și către lumea de astăzi. Ce înseamnă acest lucru? Corect. Se potrivește ca o mănușă pe o mână legat de ce am să spun înainte. Toma, unul dintre ucenici, la un moment dat zice, păi, eu aș crede că Iisus a înviat, dar am nevoie de ceva palpabil. Să știți că Dumnezeu nu judecă pe nimeni și pe niciun om care la un moment dat zice vreau ceva palpabil din partea lui Dumnezeu. Dacă omul acela este sincer în cerința asta lui, în dorința asta lui, Dumnezeu îi va da exact ce trebuie să vadă, ce trebuie să simtă, ce trebuie să atingă, astfel încât credința lui să fie întărită. Iar când spune aici, de aceea încineți-vă coapsele minții voastre, nu ale inimii, ale minții. Mă gândesc că la un moment dat, dacă treci prin tot felul de greutăți, persecuții, tu zici, păi, nu mai să existe ceva, uite că numai necazuri, uite că noi vrem să facem bine, dar parcă tot mai rău ni se întâmplă. Simțămintele te pot duce undeva pe un teren mișcător și e posibil să te pierzi. Aici vorbește despre mintea voastră să fie puternic ancorată. Și la un moment dat, Petru, în epistolele sale, mai vorbește și despre apologetică și despre argumentare logică. Rațiune. Folosiți-vă mintea. Căutați argumente logice, raționale, care să vă întărească în credința voastră. Nu doar așa, mi s-a părut, simt. Vis-a-vis de argumentele logice, chiar citesc acum din Nassim Taleb, un maestru al analizelor, al predicțiilor în economie și el spune că nu poți să te încrezi în științele slabe care se bazează pe narațiune. Trebuie să verifici totul. Și eu cred că cineva a știut despre asta și cu mii de ani înainte vine Ioan, unul dintre ucenici, și spune ce am văzut, ce am pipăit, ce am auzit. Aia vă spunem vouă. Da. Și aici aș îmbina, pe de o parte, rațiunea,
Dar nu trebuie să negăm faptul că, virgulă, creștinismul este și o credință palpabilă. Adică are dovezi. Te duci și vezi unde a mers Domnul Hristos, unde s-a născut și vezi și mormântul care este gol. Poate mult, mai, palpabilă, ales... poate mult mai palpabilă decât multe alte religii. Da, care... nu e concurență neapărat, dar este totuși și sub atac, trebuie să recunoaștem. Și trebuie să facem și puțină apologetică. Și vreau să spun mai ales că avem un document istoric, care numai din punct de vedere istoric, dacă ar fi să discutăm teologic Biblia, descoperirile de la Qumran, care chiar și în 2017 au continuat, eu cred că e important să înțelegem că Dumnezeu nu ne cheamă doar să credem și atât, ci ne oferi și argumente, dacă vrem. Corect. Deci credința pe care ne-o prezintă Biblia și pe care ne îndeamnă și ne spune să ne o însușim, nu este o bâșbuială oarbă în întuneric. Exact. Nu, ni se dau și lucruri solide de care să ne ancorăm. Exact. Da, aici vreau să întreb, totuși. Thomas nu a avut încredere, s-a îndoit. Până unde putem să ne îndoim și să sperăm totuși că n-am trecut limita? E o întrebare care mă frământă. Pot să mă joc așa, să zic, domne, totuși parcă nu e suficient de clar, mai am nevoie, mai vreau și să te joci așa cu Dumnezeu, să pui întrebări din astea nebunești așa, vreau eu să-L cercetez până nu putem, mă întreb. Deci eu cred că Dumnezeu ne permite să ne punem în întrebări, primul lucru. Dar am citit un lucru destul de interesant și anume că lucrurile la care Dumnezeu deja a răspuns, nu ți va mai răspunde atunci când ceri. Interesant. Deci dacă există dovezi palpabile pentru chestiunile pe care tu le pui sub semnul întrebării, Dumnezeu nu ți va mai răspunde. Pentru că sunt dovezi palpabile. Pur și simplu. Doar să le cauți. Exact. Unde trebuie. Eu vreau să fac o paralelă cu un copil. Cu copilul meu, de fapt. Care îmi spune uneori, da, tu nu mă iubești. N-are decât 8 ani. Dar zic, de ce nu te iubesc? Pentru că nu vrei să-mi satisfaci toate poftele. Cred că este vorba de nivelul de maturitate al omului în relație cu Dumnezeul acesta. Descoperit, poate de curând. Și noi nu putem să înțelegem toate lucrurile. E adevărat, trebuie să ne însușim rațional ceea ce Dumnezeu ne oferă. Însă nu întotdeauna putem înțelege în momentul acesta ce face Dumnezeu. Pe măsură ce mergem cu El, pas cu pas, vom înțelege anumite aspecte. Să știi că înțelegerea asta ține și de un cuvânt folosit aici, la mijlocul versului 13, versetului, fiți treji. Aș înclina să cred aici, poate doi teologi reușim, că se referă și la stilul de viață. Cel puțin, dacă nu un Petru, un Pavel, sigur, a fi treaz, știm ce înseamnă? Să nu te îmbeți. Și Pavel spune în Romani, cei ce se îmbată, se îmbată noaptea și așa mai departe. Ori eu cred că dacă vrei să crezi în Dumnezeu, nu poți să-ți bagi joc de mintea ta, că vorbeam de creier, și după aia la 80 de ani și să mai ai pretenția că Dumnezeu îți dă neuronul la loc. Că tu... Corect. Totuși, trebuie să ai și un stil de viață sănătos. Ce bei? Cu ce te hrănești? Îți va ajuta creierul să creadă? Sau te va face să fii așa, superficial? Și... Mă gândesc, nu știu, poate e o greșeală. Și m-aș duce și mai departe. Ca să fii treaz, trebuie să dormi. Da, corect. Mergem până adică, la... în detaliile mici ale vieții, trebuie corect. Să avem grijă de viața noastră, pentru că altcumva... N-ai cum. Și Iisus le-a vorbit extrem de mult ucenicilor, voi fiți nu doar treci, ci vigilenți, cu ochii în patru, că se întâmplă lucruri. Intervine în mod interesant aici după ce încingeți-vă coapsele minții voastre, adică raționați ceea ce eu vă ofer, fiți treji, fiți prezenți în viața voastră, trăiți-vă viața și nu vă lăsați trăiți de ea. Imediat intervine, puneți-vă toată nădejdea în har. Dacă vreți, aici apare punctul acela, nu de incertitudine, ci de nevăzut. Nu văd. Da. Dar asta nu înseamnă că nu este dacă nu văd. Dar este totuși o certitudine. Practic, prima venire, pentru că aici vorbește despre arătarea lui Iisus. Prima venire a lui Iisus este doar o jumătate de fel din măr. Uh-huh. Ea îmi creează anticiparea pentru cea de-a doua. Și eu cred că versetul ăsta 13 subliniază foarte bine nevoia, adică cea de-a doua venire a lui Iisus. Și cred că trebuie să vorbim despre asta. Nădejdea mea, spune Pavel la un dat, este, mă face cel mai nenorocit dintre toți oamenii dacă îmi pun nădejdea în creștinism doar ca să am o viață bună aici. Și tot în mormânt ajung. Deci cea de-a doua venire este adevărata motivație care mă
ajută să fiu treaz. Să fiu treaz și să încing, să raționalizez ce se întâmplă pentru cu viața mea. Pentru că Biblia spune că cea de-a doua venire va fi ca un hoț. Așa este. Tocmai de aceea Pavel, trimițându-i o scrisoare lui Tit, îi spune: harul înseamnă depărtarea de tot ce înseamnă păgânătate și pofte lumești. Adică tu, ca să fii treaz, cum spunea și mai înainte, trebuie să te lași de anumite lucruri. Trebuie să ai un stil de viață astfel încât să fii ajutat în a fi treaz. De ce spune că harul acesta se va arăta când Iisus Hristos va reveni? Pentru că în momentul când Iisus Hristos va reveni, El nu vine să facă o judecată. Este un mit care s-a creat în jurul nostru și o poveste destul de frumoasă, dar nu este așa. Conform Bibliei, în momentul când Iisus vine, vine cu sentința. Judecata a avut loc. Judecata a avut loc și El vine cu sentința. Dacă tu ai profitat de timpul acesta, care este numit har, până la venirea lui Iisus și te-ai depărtat de anumite lucruri și Iisus, când a venit, te-a găsit treaz la locul tău, cu ce ți-a dat să faci? O secundă, vreau să stabilesc un lucru clar. Timpul de har înseamnă viața pe care o ai. Pentru că după moarte nu mai poți schimba cu nimic Absolut. Sentința care îți va fi dată. Absolut. Este important să reținem acest lucru. Harul înseamnă viața. Da, și mai ales aș face lucrurile și mai grele. Biblia vrea să ne învețe să învățăm o singură zi. Și ziua aia este astăzi. Da. Noi nu știm mâine ce se va întâmpla. Chiar nu avem control asupra vieții. E adevărat că ne facem planuri foarte bine, ne facem planuri chiar pe durate de ani, dar nu știm mâine. Și dacă mâine ne trezim, înseamnă că Dumnezeu ne-a mai pregătit ceva. Aici mai este un rol. În așteptarea acestui moment al răsplătirii și în încercarea de a fi treaz, nu e ușor. Și vedem chiar pe Petru. Eu zic că Petru își amintea, când scria pe aici, cum a adormit el în Ghețeman. Odita mai omul, pescar, Mântuitorul îi spune veghează și ucenicii adorm. Și nu că n-ar fi avut un exercițiu al statului treaz, pentru că el a fost pescar și stătea treaz noaptea în mod normal, în mod frecvent. Era o forță supranaturală care îi vrăjea și îi adormea, cu care se lupta. Și el spune aici, puneți-vă nădejdea nu în ce puteți voi să faceți, în cunoștințele voastre, în tradiția voastră, creștinism de 1000 de ani. Nu, puneți-vă nădejdea în ce face Hristos. Și aici văd o diferență între religia New Age, astăzi propagată pe toate canalele, inclusiv prin mijloacele acestea ale dezvoltării așezate personale, și creștinism. Creștinismul se bazează pe ceea ce a făcut altcineva pentru tine și tu nu meritai. Și e un schimb. Aici văd frumusețea mântuirii. Că nu poți să obții, n-ai cum să obții. Nu prin meritul tău. Dar trebuie puțină umilință și întrebarea mea bună este într-un veac super tehnologizat, cu smartphone, fonuri și toate trăznăile, scuzați-mă de expresie, mai putem să ne mai bazăm și în ceva în afara noastră? Mai există șansa asta, mai dai șansa asta umanității astăzi, vrăjită de ecran și lipită de Facebook? Păi știi care e paradoxul? Că inclusiv când te încrezi în rețelele de socializare, în anumite canale, în anumite aparate, nu te încrezi în tine, ci în altceva. Adică dacă, nu te încrezi în Dumnezeu, te încrezi în altceva. Adică tu ești independent față de cineva și dependent față de altceva. Nu există ca tu la un moment dat să zici: eu sunt independent față de orice. Chiar nu există treaba asta. Da. Dacă este să fim scurși și la obiect. Acum Iisus a făcut lucrurile și mai drastice. A zis: ori sunteți cu mine, ori sunteți împotriva mea. Este foarte simplu. Da, cum vezi exclusivismul ăsta creștin într-o epocă în care încercăm să nu jignim pe nimeni, în care se încearcă o omogenizare a tuturor religiilor lumii, că toți suntem bine intenționați. Ce viitor dai acestei abordări, așa zis, exclusiviste? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toți care au venit înaintea mea, nu știu ce ne zice și după mine, dar cred că putem accepta și aceasta, da. Sunt niște hoți și tâlhari.
parcă totuși nu se potrivește în peisajul nostru. Nu se potrivește deloc, dar este foarte interesant că linia pe care merge Biblia îți oferă o singură cale. La Noe a fost o corabie și pe vremea aia nu ploase niciodată și Noe era trăznit că vorbea despre ploaie și despre apă multă și corabie și se pare că a fost o singură ușă. Nu au fost mai multe. Pe una au intrat. Și mai este un lucru, se vorbește foarte mult în acest context pe care l-ai amintit, despre muntele și despre multele cărări care duc în vârf. Că până la urmă, asta, acolo trebuie să ajungem toți, la asta am fost chemați. Și cineva făcea următoarele precizări. Și anume, când ești jos la poalele muntelui, câte cărări vezi care duc spre sus? Bă, una singură. Deci te uiți și știi, aia e sigură care merge sus. Din ce poziție vezi tu că sunt și alte cărări? Doar când ajungi în vârf. Da. Dacă cumva tu fiind la poalele muntelui spui că sunt mai multe cărări, nu cumva te pui în locul celui care este sus, adică Dumnezeu, și zici, a, sunt mai multe cărări? Nu, nu, lasă-l pe Dumnezeu să decide asta. Pentru tine personal și pentru mine personal este o singură cale. Ori o accepți, ori nu o accepți. Adică, în sensul acesta, Dumnezeu e foarte drastic. Exclusivismul lui Dumnezeu nu este rău intenționat și nici nu vrea să ne afecteze, da, pe noi. Da, pentru că chiar studiam din Norman Gally teologie sistematică și pleacă de la ideea Dumnezeu ca Trinitate. Păi, când pleci la ideea asta, Dumnezeu ca Trinitate, pleci la un Dumnezeu relațional. Dumnezeu este dragoste. Păi și hai să punem problema. Dom'le, în dragoste mai există multe cărări? Oh, te iubești și pe tine, mă iubești și haremul meu de 1 milion de femei. Mai poți? Nu, dragoste este exclusivistă. Deci la dragoste merge să fie exclusivist când e vorba de orizontală, dar la închinarea datorată creatorului nu mai merge așa. Nu, merge și aici văd eu problema și zic fractura logică. Este foarte logic ce ai spus și mă bucur că ai punctat acest deci aspect. Deci totul pleacă de la cum îl văd pe Dumnezeu, așa cum îl percep. Așa este. Aș vrea să mergem puțin mai departe. Petru spune în continuare, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Este ca o consecință a ceea ce am spus puțin mai sus. Încingeți-vă coapsele, fiți raționali în tot ceea ce faceți, stați treji, nu vă lăsați doborâți de nimic și puneți-vă speranța într-un Dumnezeu care se implică în viața voastră. Cum vedeți acest aspect? Petru face o precizare pe care doar evreii o puteau să o facă atât de bine. Și anume, în Vechiul Testament, găsești câteva legi în ce privește lucrurile curate și necurate, dar acest lucru nu se referă doar la alimentație, ci era o gamă largă de lucruri. Dacă te atingeai, de exemplu, de un mort, devineai necurat. Dacă mâncai ceva de pe lista de animale necurate, deveneai necurat până la apusul soarelui și apoi trebuia să faci anumite lucruri. Dar este interesant că în momentul când nu știai, ai mâncat și n-ai devenit necurat. Pentru că n-ai știut. Dar în momentul când aflai, deveneai responsabil pentru ce ai făcut și deveneai în momentul când aflai necurat, chiar dacă tu ai mâncat săptămâna trecută. Și Petru spune aici același lucru. Nu vă întoarceți la lucrurile pe care le-ați făcut în neștiință. Vă sunteți responsabil pentru lucrurile pentru că acum ați aflat de Iisus Hristos. Sunteți responsabil pentru acele lucruri. Veniți la Hristos. Hristos vă acceptă, vă iartă și voi spuneți că începeți o viață nouă. Nu vă întoarceți la lucrurile pe care nu le știați cândva. Acum le știți. Că stai un pic. Și Petru vorbește din perspectiva acestui evreu care cunoștea Vechiul Testament și despre responsabilitatea informației. Am auzit foarte multe cazuri în care cineva, în momentul când era abordat cu o învățătură din Biblie sau cu Biblia, spunea, nu spune, că nu vreau să mă fac vinovat, că știu. Nu spune, mai bine nu știu. Da, deci aș mai accentua și expresia nu vă lăsați târâți. Aici presupune că este o luptă și că, de fapt, apostolul vrea să fie proactiv, ca un păstor, până la urmă și supraveghetor al lor. Și le zice așa, măi, voi nu vreți acum, dar să știți că forța care se manifestă împotriva voastră este de așa natură încât și fără voia voastră vă poate târî. Și aici stau și mă întreb, ce înseamnă în mod practic să fii târât în trecut? Știi ce văd eu aici? Scuză-mă, dar mi se pare foarte important să punctez ceva practic. Adică, mă gândesc tot la copil sau la mine însămi. Îmi place sau mi-a plăcut să mă uit la filme. Dau un exemplu. Acum am aflat că nu este bine să petreci timp așa de mult acolo, mai ales că acel conținut nu este tocmai potrivit pentru moralitatea ta.
Dar tu, târât fiind de dorința de a vedea încă un film, vei face lucrul acesta. Păi te asta lași vreau să... târât. Mie mi se pare că asta miroase a dependență. Nu știu cum vă sună vouă. Cred, și eu cred. Nu o văd neapărat dependență. Și vă spun de ce. Petru, în a doua sa epistolă, în capitolul 3, mai pe la sfârșit, spune că sunt unii care au răstălmăcit scrierile lui Pavel. Apostolul Pavel era și filozof și spune, fratele nostru Pavel are un scris mai complicat și mai greoi și alții au răstălmăcit aceste lucruri și spune așa, vreau să vă citesc. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți. Adică, eu nu mai am credința mea personală că mă iau după X, că X a studiat mai mult ca mine, el știe mai bine ca mine. Și atunci, coapsele minții mele nu mai sunt în gardă. În gardă, că a studiat respectivul și mă iau după respectivul. Și pentru că eu nu opun nici rezistență, dar parcă nici nu vreau, dar dacă dânsul merge încolo, mă duc și eu încolo. Și el pur și simplu mă ia și eu nici mă împotrivesc, dar n-am nicio reacție și mă ia așa cu el și mă tărăște în mocirlă. Deci te duci fără să mai gândești. Exact. Haideți să mergem un pas mai departe. Este foarte important această îndemnă a lui Petru în versetul 17, 15, îmi cer scuze. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți. Ei bine, aici mi se pare mie... vârful acestor îndemnuri, pentru că este cel mai provocator îndemn de până acum. Te-ai oprit înainte să încheie versetul. Mie îmi place mult cum se încheie în toată purtarea voastră. Când Domnul Hristos a fost ispitit, acolo a făcut o referire diavolul în pustie și Domnul a văzut că el avea o problemă. Satana i-a zis, te va păzi. Și Domnul i-a zis, aici zice, în toate căile mele. Adică ce înseamnă în toate căile mele? Înseamnă că Dumnezeu nu își permite să joace cu focul, cu mine, și nici eu nu-mi permit să fac experimente. Este vorba despre o credință, nu așa cu suișuri și coborâșuri, ci de o acceptare a schimbării cosmoviziunii. Te pregătești să spui ceva și nu vreau să mănânc foarte mult timp, însă îmi place să accentuăm sfințirea înseamnă totul. Și în altă parte se accentuează acest caracter universal al omului. Și trupul vostru și sufletul vostru. Dacă eu doar sunt sfânt în ce privește formele de închinăciune, dar nu sunt sfânt și în ce privește, dacă vrei, relația intimă cu soția sau relațiile sociale sau banii, tranzacțiile, păi asta este o religie falsă, care nu cuprinde toată. Dacă eu sunt doar bun cunoscător al unor filozofii sau dogme sau ritualuri, dar asta nu schimbă și felul în care arăt. Și nu se vede și cum miros, dacă vreți. Scuzați-mă, dar adică să vadă că ești cu totul. Deci asta mi se pare mie. Sfințirea înseamnă întreaga viață, să vadă o schimbare pe toate dimensiunile vieții, nu doar unidirecțională. Și hai să vedem sfințenia. Ce presupune sfințenia? Bun. Aș vrea să subliniez câteva lucruri foarte pe scurt. Îmi place că spune fiți sfinți, dar nu cum a fost unul dintre ucenici, ci fiți sfinți cum e Dumnezeu. Dintr-o dată, standardul este foarte ridicat. Stau să mă gândesc când eram în școală și mai luam câte o notă mai mică, că eram puturos să învăț, asta este adevărul. Și atunci, ca să mă alin, ziceam, păi lasă-mă că au fost unii mai slab ca mine. Dar mereu îmi spunea, tu nu te compari cu ea mai slab ca tine, cu ea mai bun, că altfel nu crești. Da. În aceeași direcție se fac două afirmații în Vechiul Testament. Dumnezeu însuși spune despre poporul lui, vreau să fiți cap și nu coadă. Adică vreau să fiți the top, voi să fiți acolo, da. Elita, cei mai buni în toată purtarea voastră, cum a spus Alin. Și un alt text este în Ieremia 12 cu 5, unde spune următorul lucru. Dacă alergi cu cei care aleargă și obosești, ce te faci când trebuie să alegi cu niște cai? Dar cine te pune să alegi cu niște cai? Dumnezeu te pune ca să nu alegi cu ăștia care și ei, ci să fii sfânt ca Dumnezeu. Adică ridică lucrul acesta la un rang și nu mai e un lucru atât de ușor. Și acum legat de chestia asta, vreau să spun un lucru. Tot Petru, în întâia sa epistolă, spune următorul lucru. Astfel deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Adică viața de sfințenie pe care Iisus Hristos a dus-o pe pământ n-a fost una ușoară, pentru că el a fost asaltat de diavol într-un mod real.
și a fost un chin. Adică tu, ca să fii pregătit, să fii treaz, să fii sfânt, trebuie să nu răspunzi într-un anumit fel, trebuie să ai grijă la toată purtarea ta, în toate amănuntele vieții trebuie să fii vigilent și așa mai departe. Adică e realmente o luptă. Ai dat în momentul ăsta o definiție a sfințeniei, pentru că asta caut eu în momentul ăsta. Ce înseamnă când Dumnezeu te cheamă să fii sfânt, în modul cel mai practic? Da, nu știu. Cred că aș pune accentul aici pe chemare. Când ești la facultate și te cheamă rectorul să stea de vorbă cu tine și îl știi de un om sănătos, nu te cheamă să te pedepsească, te onorează. Sau când te cheamă, mai știu ce, angajator, te cheamă pentru că lucrezi la el, în birou, să stai de vorbă. În primul rând e vorba de responsabilitate, responsabilizare. Faptul că ești chemat, pe de o parte te bucură, dom'le, m-a chemat, mă bag în seamă, exist, nu m-a lăsat acolo măturător, m-a chemat, deci m-a chemat, e ceva. Ca atunci când vrei să pleci în Statele Unite și aveai nevoie de o chemare. A, era aur. Să ai chemarea aia, te simțeai deja jumătate intrat. Nu mai calculăm acum cât de mult. Dar chemarea asta, în primul rând, este în sine o împuternicire. Mă, dacă eu te chem, cine ești tu? Pentru că l-a chemat și Petre. Vino, mă, Petre. Când Dumnezeu spune vino, păi el când zice, se face. Când Dumnezeu spune lui Boni, vino, că poți, înseamnă că nu ai trebuit să mă îndoiesc, el m-a chemat. Indiferent de cine ești, unde te afli, păi cum te cheamă... Păi ce, Dumnezeu cheamă lepre? Dumnezeu cheamă abandonați? Dumnezeu cheamă oameni pe care îi poate schimba? Așa văd eu. Aici vreau să accentuez un aspect foarte important. Dumnezeu ne cheamă, efectiv, să vedem potențialul omului. Asta este. Și nu ceea ce este el în momentul actual. Un lucru mai vreau să spun. Interesant este că dacă citim mai departe ce spune Petru, de la chemarea aceasta să fiți sfinți, merge mai departe și la un moment dat spune, voi sunteți un neam sfânt. Da. Adică responsabilitatea este una destul de mare. Și în mod practic vreau să spun ce înseamnă lucrul acesta. Dacă ești zugrav, mă, fă lucrul la perfect. Nimeni să nu se plângă după tine. Motivul potrivit. Exact. Da. Nu, că motivul potrivit. Dacă la locul de muncă tu trebuie să stai într-un colțișor, când cineva te caută să te găsească pe colțișorul tău. Dacă tu ești medic, pe tine să te găsească acolo unde trebuie să fii. Unde? Păi el e plecat. Unde e plecat? Păi nu știm de el. Mă, să fii responsabil în toate detaliile vieții. Dacă ești elev, fii cel mai bun din clasă. Învață. Fă-ți temele. Nu să fii, tu ești creștin, dar temele nu sunt făcute și așa mai departe. Adică în toate domeniile vieții tu să fii responsabil, deci să fii la punct cu toate. Un standard de viață al excelenței. Absolut. Care se face nu ca să iau eu bile și să fiu mântuit, ci pentru că sunt deja chemat și nu pot să mă port altfel. Pentru că ai statutul acela care îți cere să fii cineva. M-a chemat cineva. Exact. Aș vrea să... Este ca atunci când porți un nume și nu poți să-l faci de rușine. Numele acela te obligă să fii. Da, asta cu numele mi se pare și mie cel mai frumos. Nu uita cine ești. Aș vrea să vă rog să spuneți două cuvinte fiecare în parte ca și concluzie, astfel încât telespectatorii noștri să beneficieze din plin de învățăturile lui Petru. Vreau să spun atât. Noi să ținem cont că în orice împrejurare îl reprezentăm pe Dumnezeu. De aceea invit pe toți aceia care se uită la noi să îl reprezentăm pe Dumnezeu nu bine, foarte bine și la cote cât mai înalte. Mulțumesc, Borni. Alin? În două cuvinte, ești chemat. Ce frumos! Vă mulțumesc din suflet amândurora pentru că ne-ați dat atâtea sfaturi extraordinare astăzi. Sper ca telespectatorii noștri să beneficieze din plin de aceste gânduri și să fie sfinți. Nu în sensul acela de sfințenie de neatins, ci ați face lucrul și a fi ceea ce ești chemat să fii cât mai bine cu putință. Vă doresc o seară plină de lumină. Numai bine!